prieteni, sunt Irina Deaconescu. Am revenit aici pe canal cu un clip foarte cerut de voi și anume esențialele pentru mamă și bebe. Hai să-i dăm drumul și să vă povestesc puțin despre produsele care m-au ajutat foarte mult pe mine după ce am născut și produsele care m-au ajutat să mă descurc mai bine în viața de mămică. Nu o să vorbesc despre ce v-am prezentat eu în celelalte clipuri, de exemplu despre căruți, pătuți și așa mai departe, pentru că am tot vorbit și deja găsiți informația acolo, încă le ador. Cei care nu știți, eu am născut-o pe Victoria prin cezariană. Cred că recuperarea de după cezariană este foarte diferită de cea de după nașterea naturală. Nu știu exact de ce au femeile nevoie după nașterea naturală, dar vă pot spune ce am folosit eu și m-a ajutat după nașterea prin cezariană. În primul și în primul rând, după naștere, cred că și după nașterea prin cezariană și nașterea naturală, toate femeile au nevoie de absorbante speciale pentru lăuzie. Eu am găsit unele de la SAMU, cred că le găsiți în orice farmacie, o să vă las o poză pe aici pe undeva. Ideea este că sunt foarte confortabile, nu se lipesc și nu te deranjează. Un alt produs care m-a ajutat foarte, foarte tare pe mine este chiloțelul special pentru C-section. A doua zi după operație l-am și pus pe mine pentru că îmi doream foarte tare să mă recuperez cât mai rapid. Îmi doream să revin la forma mea inițială și să n-arăt ca un balon moale. Îi am și acum pe mine, îi găsiți pe Adiniș. Este măsura M. Trebuie să-ți iei produsele, inclusiv centurile de recuperare, cu o mărime mai mare decât aveai tu inițial înainte de a rămâne însărcinată. Am și centurile de la Belly Bandit. Aceasta este în măsura S. Am avut una în măsura M, dar am zis să trec la nivelul următor și să mă strâng și mai tare. Este cea mai tare invenție, sincer, și de obicei port centura peste chiloțelul pentru C-section. Nu e nevoie să vă luați și voi o a doua centură. Trecem peste produsele de recuperare pe care le-am folosit eu și acum o să vă povestesc puțin despre produsele care mi-au făcut mie alăptarea mai ușoară. Sutienele speciale pentru alăptare. Acestea se desprind foarte ușor de aici, de la bandă, sau există sutiene pe care le tragi ușor și poți scoate sânul să alăptezi mult mai ușor. Eu am avut sutiene de la Adini și de la H&M. Vă las link-uri unde le puteți găsi pe acestea. Au fost foarte, foarte practice. Evident că dacă nu alăptați, nu vă ajută cu nimic. O altă investiție care a fost foarte bună pe perioada asta au fost cămășile cu nasturi, pentru că erau foarte ușor de dat jos. M-au mai ajutat foarte mult absorbantele pentru sân. Nici eu n-auzisem de ele până acum, dar sunt super, super practice. Am câteva recomandări pe care o să vi le las în descriere. Probabil dacă ați născut prin cezariană, doctorul v-a recomandat și creme cicatrizante. Eu am folosit-o pe aceasta și chiar mi-a plăcut. Este un gel Regen Seal, se numește. Vergeturile de pe corpul meu au luat-o razna și m-am dat cu creme, cu uleiuri. Am discutat și cu un dermatolog și este ereditar. Am discutat și cu maică-mea și exact în zonele în care am avut eu vergeturi a avut și ea. În schimb, am avut pe tot parcursul sarcinii pielea foarte hidratată și nu știu dacă o să mă credeți sau nu, dar am folosit produse pentru bebeluș, am folosit produsele de la Cloran și pentru mine înainte de a o naște pe Victoria. Cloran bebe mi le-au trimis ei spre testare înainte de a naște. Vorba de produsele de la Cloran pe care le-am primit spre testare și au venit într-o geanta așa drăguță pe care probabil o să iau cu mine la spital. Și am zis să le testez prima dată pe mine. M-am îndrăgostit de ele, acum am ajuns să colaborăm și sunt foarte fericit atunci când ajung să colaborez cu branduri pe care le îndrăgesc și pe care le folosesc de ceva vreme. Și acum tot produsele de la Cloran le folosesc pentru că odată ce apare bebe nu prea te poți da cu parfum, nu poți să folosești produse cu parfum puternic și așa am rămas la produsele acestea pe care le îndrăgim și eu și Victoria.
O să vă vorbesc puțin despre ele sau mai bine vă povestesc rutina noastră. Noi începem momentul băiței cu gelul 2-in-1 de curățare pe care îl folosim și pe păr și pe corp. Nu irită pielea, nu irită scalpul, chiar îl vindecă. Îi lasă părul ușor de descurcat. Îmi place pentru că e 2-in-1 și nu trebuie să mă chinui să am și un șampon și un gel de duș. Elimină cojițele de pe scalpul bebelușului și de pe scalpul meu, vă spun sigur. Apoi continuăm cu laptele hidratant de la Cloran. Avem mai multe produse de la ei, ne plac foarte mult și șervețelele umede. Toate produsele Cloran Bebe au extract calmant de gălbenele din culturi bio. Sunt special concepute pentru pielea sensibilă a bebelușilor și sunt testate pediatric, dermatologic și oftalmologic. Nu irită ochii și au și o formulă nouă biodegradabilă. Cred că puteți găsi aceste produse cam pe la toate farmaciile. Oricum o să vă las și eu un link în descriere. Dacă toți suntem la capitolul băiță, noi avem și o cadă specială pliabilă pentru bebeluș. Ce ne-a ajutat foarte tare este termometrul pentru apă. Este foarte important să spălăm copilul la o temperatură potrivită și atunci este foarte bine să aveți un termometru în casă. Un alt lucru pe care vi l-am mai prezentat, dar trebuie neapărat să vorbesc despre el și în acest clip, este baby nestul și de ce m-a ajutat enorm, pentru că o pot lua cu mine peste tot pe Victoria. Dacă sunt la bucătărie, o iau la bucătărie și o pot transporta în timp ce ea doarme, măcar așa cu ea peste tot și nu sunt nevoită să o trezesc. Un alt lucru care credeam că nu o să mă ajute, pentru că la început n-avea niciun fel de reacție Victoria când am pus-o prima dată în el, este baby gym-ul. Noi avem un baby gym tot de la Diniș care e foarte, foarte drăguț și are acolo un arici negru la care se uită Victoria în continuu, pentru că știți că îi văd prima dată negru și este fascinată acum. Credeți-mă că m-a salvat foarte, foarte tare. O las în baby gym și ea se distrează acolo. Îmi pot face treaba. Un lucru care încă nu ne-a ajutat, dar sper să ne ajute pe viitor, este leagănul. Noi avem un leagăn de la Nuna. Cred că încă este prea mică. Dacă voi aveți acasă și deja a început să vă ajute leagănul, să-mi spuneți și mie. Încă nu-i place să stea deloc în leagăn, dar am înțeles de la alți părinți că e foarte practic pe măsură ce crește copilul. Momentan la noi nu s-a întâmplat, dar sper din suflet că arată superb. Nu se balansează singur, trebuie să îl atingi tu pentru a-i face balansul. Am înțeles că există și un dispozitiv special pe care îl cumperi separat, pe care îl atașezi și se va legăna singur. Nu l-am găsit, din păcate. Câteva sfaturi pe care vi le dau din tot sufletul. Nu vă faceți stocuri cu scutece pentru bebeluși, pentru că eu am făcut asta și am rămas cu foarte multe scutece numărul 1, care deja îi sunt mici și pe care nu îi le mai pot da, că m-am gândit că trebuie să fie și am luat o grămadă și noi deja suntem la numărul 2. Tot aici la investiții proaste, aș putea spune, intră și hăinuțele de stradă. La început nu ieși cu copilul afară și n-are rost să faci prostia pe care am făcut-o eu, și anume să iei tot felul de hăinuțe care nu pot fi purtate în casă, care nu sunt confortabile, pentru că nu o să le poarte niciodată. Deja au rămas foarte multe mici, deja le-am donat. Sfatul meu este să cumpărați cât mai multe pijamale din acelea cu totul. Vă recomand să le luați pe cele cu fermoar, pentru că sunt mult mai practice și atunci când copilul pe măsuța de schimbat, vă doriți să-l îmbrăcați cât mai repede. Cam atât cu acest video. Eu sper din suflet că v-a ajutat. Dacă aveți și voi lista voastră cu produse care v-au ajutat și produse care nu v-au ajutat, vă invit în secțiunea de comentarii să ne spuneți și nouă. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem curând!